Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Georgia Deacon, maestrul tău Feng Shui și ca în fiecare joi după amiază, așa cum deja ne-am obișnuit, sunt alături de voi pentru a vă oferi informații valoroase pentru viața voastră. Informații care urmează să vă schimbe radical paradigma în care funcționați în acest moment. Informații care, prin știința Feng Shui-ului, vin să sublinieze faptul că voi puteți atrage în structura voastră interioară armonia, iubirea, beneficiile interioare și relațiile extraordinare cu semenii. Așa cum v-am promis în emisiunea anterioară, continuăm șirul învățăturilor. Asta înseamnă că vom reitera toate școlile de Feng Shui și marea majoritate a învățăturilor acestora, pentru că e important ca voi să vă aduceți aminte cum se face un Feng Shui riguros. Dar, bineînțeles, dacă veți vrea să participați la evenimentele și workshop-urile pe care noi le facem cu ajutorul științei și cu ajutorul cunoașterii prin intermediul emisiunii Totul este Feng Shui, venim să completăm această imagine pe care voi o puteți avea într-un final completă. Dar, după cum știți, vă avem nevoie de prezența voastră în permanență, pentru că fără voi vorbim degeaba. Nu vrem să ne irosim vorbele, nu vrem să irosim energia, așa că mă bucur foarte tare că sunteți alături de mine de fiecare dată când avem momente importante lunare, de fiecare dată când avem evenimente importante, de fiecare dată când fiecare emisiune de a noastră reprezintă pentru mine și pentru voi un eveniment. Constat lucrul ăsta și vă mulțumesc pentru că sunt numeroase persoanele care îmi scriu, sunt numeroase persoanele care după emisiunea de data trecută m-au întrebat: Georgia, te rugăm frumos, arată-ne din nou cum facem măsurătorile, pentru că uite, avem câteva nelămuriri vis-a-vis de măsurătoarea exterioară și interioară, în exteriorul și în interiorul casei. Vom bifa și vom vorbi și despre aceste lucruri. Mai mult decât atât, mi-ați scris că nu știți cum se vor amplasa într-un final toate aceste școli ale Feng Shui-ului, dându-vă un rezultat concret. Vom vorbi și despre aceste aspecte în măsura disponibilității timpului. Bineînțeles, după ce vom traversa ceea ce ne-am propus pentru astăzi, vă aduceți aminte că am rămas să discutăm despre sectorul de nord-vest, sectorul mentorilor, și sectorul de sud-vest, sectorul dragostei și al mamei. Două sectoare extrem de importante în harta Pacua. Vă aduc aminte că harta Pacua reprezintă harta celor 8 palate, reprezintă împărțirea casei în 8 felii, da? Care, în conformitate cu punctele principale cardinale nord, sud, est, vest, nord, est, sud, est, sud, vest și nord, vest, se împart în cele 8 aspirații. Vom reitera cele 8 aspirații pentru că poate sunt persoane care n-au urmărit emisiunea de data trecută și atunci să-și poată aduce aminte ce se întâmplă cu această hartă Pacua și la ce o folosim, pentru că fără această hartă Pacua, vă spun, degeaba vă străduiți să amplasați remedii în casă, pentru că ele nu vor avea rol de remedii, vor avea rol de simplu bibelou. Mai mult decât atât, pe lângă importanța acestei hărți, Pacua, cu cele 8 aspirații, este important ca voi să conștientizați faptul că în momentul în care potențați un remediu sau o amuletă, o veți încărca cu energia voastră și cu solicitarea voastră de manifestare. Dacă această busolă este doar o busolă în mâinile mele, în momentul în care o țin între palmele mele și solicit ceea ce eu îmi doresc, ea se transformă într-un remediu. Aceasta este diferența dintre un simplu obiect, da, acest remediu, de exemplu, o simplu amuletă despre care vom vorbi, și o amuletă încărcată cu vibrația voastră pe necesitatea nevoii voastre. Foarte important acest aspect, fără de care toate remediile, toate amuletele, toate brățările, tot ceea ce purtați voi reprezintă doar gablonțuri, doar brizbrizuri ornamentale făcute să ne îmbrace într-o lumină un pic mai strălucitoare. Revenind la ceea ce ne-am propus pentru astăzi, mi-aduc aminte să vă spun că pe lângă cele 5 școli din Feng Shui și harta Pacua despre care vom vorbi, vom mai discuta despre stelele zburătoare,
care, bineînțeles, fiecare dintre stelele zburătoare reprezintă câte ceva și vom vorbi despre această reprezentare a fiecăreia dintre stelele zburătoare, după care vom vorbi din nou de cum potențăm sectorul estic, sectorul de sănătate, peste care am trecut oarecum în viteză în emisiunea anterioară și n-am apucat să vă spun tot ceea ce-mi doream să vă spun despre acest sector și, bineînțeles, sectorul de sud-est, sectorul de prosperitate. Sectorul de prosperitate reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții noastre, fără de care mai mult sau mai puțin reușim să depășim impedimentele vieții. Din păcate, suntem încă într-o dimensiune în care materialitatea ne conturează viața. Deci avem nevoie de resurse materiale, de resurse financiare pentru a ne satisface nevoile. Încă ne hrănim cu pâine, încă avem nevoie de cultivări. Din păcate spun acest lucru pentru că mi-ar fi plăcut foarte tare să ne aflăm la acel moment în care ne hrănim cu prană, ne hrănim cu energie divină și nu mai avem nevoie de niciun fel de alimente pe care să le punem pe masă și de care să ne folosim pentru a ne hrăni corpul. Dar până când vom ajunge să trăim acele vremuri, poate că copiii noștri le vor trăi, poate că nepoții noștri, cine știe cum vor evolua timpurile, învățăm cum ne putem potența acest sector de prosperitate care ne aduce venituri suplimentare, ne aduce îndeplinirea tuturor dorințelor noastre de materialitate și, bineînțeles, ne ajută să ne propagăm într-o dimensiune în care confortul este la ordinea zilei. Despre asta vorbim astăzi, despre faptul că este absolut normal să avem o viață fericită, este absolut normal să ne creionăm într-o fericire mai mult sau mai puțin absolută, pentru că această fericire este în funcție de interiorul fiecăruia dintre noi. Pentru unii dintre noi fericirea înseamnă sănătate radiantă, pentru unii dintre noi fericirea înseamnă armonie în familie, pentru unii dintre noi înseamnă evoluție în carieră, pentru alții înseamnă ascensiunea copiilor în viața noastră, pentru alții înseamnă ca bunicii și părinții noștri să ajungă la o vârstă venerabilă. Fiecare dintre noi privim fericirea dintr-un alt unghi. Unii dintre noi considerăm că fericirea înseamnă înconjurul pământului, alții avem cu totul și cu totul alte valori. Deci această fericire reprezintă o exteriorizare a dorințelor noastre interioare care ne ajută să ne simțim împliniți. Până la urma urmei, vorbim de împlinirea noastră interioară și exterioară și dacă ne simțim împliniți, liberi și fără a fi încrâncenați pe ceea ce ne-am propus să obținem în viață, am putea spune că suntem pe deplin fericiți. O parte dintre cei care vin la mine la cabinet îmi spun: Georgia, dar există, crezi, această fericire adusă în extrem în care eu să nu mai am niciun fel de problemă? Răspunsul meu este da. Avem această capacitate de a genera acest tip de fericire în condiția în care noi suntem cei care transformăm lucrurile din viața noastră în fericirea noastră. Și pentru că v-am obișnuit ca în fiecare joi după amiază să avem afirmația săptămânii, iată, afirmația săptămânii acesteia este: omul este ceea ce gândește. În fiecare dimineață, vă rog, așa cum v-am rugat și în emisiunile anterioare, găsiți-vă un loc relaxant, găsiți-vă acel moment de 5 minute în care să nu vă sune telefonul, să nu dați drumul televizorului, să nu vă bârie copiii, să nu vă solicite nimeni nimic, 5 minute doar pentru voi, în care să vă spuneți: sunt ceea ce gândesc, sunt iubire, viață, armonie. Sunt ceea ce gândesc. Sunt iubire, viață, armonie. Aceasta este afirmația săptămânii și vă rog nu numai să meditați asupra acestei afirmații, ci să o integrați în structura voastră interioară, pentru că integrând-o veți vedea efecte extraordinare.
Întorcându-ne la ceea ce ne-am propus astăzi, vom vorbi în continuare despre cele două sectoare cu care am rămas datoare de data trecută, respectiv sectorul de nord-vest, sectorul mentorilor și al tatălui, care în acest an este un pic afectat. De ce vă spun este afectat? Pentru că steaua 2, o stea de boală, se află pe acest sector, drept pentru care vă recomand ca în momentul în care aveți dormitorul pe sectorul de nord-vest să faceți cumva să vă depărtați de energia acestui dormitor și să nu mai dormiți în el, sau dacă nu aveți încotro și trebuie neapărat să dormiți în acest sector, sector de nord-vest, vă rog, amplasați-vă la capul patului un remediu de sănătate, respectiv vuluu, vi l-am arătat în emisiunea anterioară. Dacă doriți, am să vi l aduc, să vi-l arăt și pe acela care se pune la capul patului și se umple cu sare și în condițiile în care noi suntem predispuși să avem diverse boli, el dă pe afară. Deci, această energie a sectorului de nord-vest, din păcate, afectează nu numai cele două zodii care se află pe acest sector, respectiv câinele și mistrețul, dar afectează toată conjuncția celor două zodii, aliat și prietenii secreți, pentru că prin alianță știm bine că această predispoziție funcționează extrapolat. Deci aveți grijă în acest an la răceli superficiale, pentru că asta ne dă steaua 2 pe sectorul nord-vestic, sectorul tatălui. Aveți grijă la persoanele de tip masculin din familie să se odihnească bine, să mănânce bine, să trăiască într-o armonie deplină cu ei înșiși, pentru că acest aspect contează foarte mult, ținând cont de faptul că tatăl sau patronul casei este predispus acestei energii 2 de boală, energia care afectează atât ochii, inima, plămânii, cât și căile respiratorii. Deci, fiți atenți la această energie, pentru că pe sectorul mentorilor avem, din păcate, în acest an această energie de stea 2, o stea de boală. Cu toate acestea, sectorul mentorilor este unul extrem de important, care pe harta PACU, în măsura în care nu este potențat, lasă lacune majore în evoluția noastră. V-am spus acum două emisiuni despre faptul că mentorii joacă un rol extrem de important în viața noastră, despre faptul că fără ei ne este destul de greu să evoluăm, având în vedere că ei ne deschid tot ceea ce înseamnă dimensiunile nevăzute ale vieții noastre. În condițiile în care dimensiunile nevăzute reprezintă marea majoritate a spațiului în care noi funcționăm, am putea spune că acești mentori joacă rolul de a ne aduce în viață tot ceea ce ne lipsește, tot ceea ce ne dorim împreună cu ceilalți, toate aspirațiile către care noi visăm sunt aduse în structura noastră interioară de către mentori. Deci, nu vă feriți să potențați acest sector, este un sector de metal și pentru că este un sector de metal, de aceea elementul stelei 2, care este o stea de pământ, va fi estompat și nu vom avea boli majore, vom avea doar boli trecătoare minore. Deci nu vă speriați, nu este atât de grav pe cât se crede. Bolile sunt sporadice și chiar pot să nu apară deloc în condițiile în care folosiți energia elementului metal. Vorbim mai departe despre sectorul de sud-est, sectorul de sud-vest, pardon, acesta ne-a mai rămas, sectorul mamei sau sectorul de dragoste. Am lăsat aceste două sectoare la sfârșit pentru că mama și tatăl, elementul yang și elementul yin, reprezentat de către energia feminină și energia masculină, sunt cele două sectoare catalizatoare în harta Pacua. De la ele pleacă tot ceea ce înseamnă armonia în familie. Știm bine că există familii în care totul este în disonanță și familii în care totul este în armonie. Ne dorim, bineînțeles, să unim familia, să fim în consonanță, să fim în simbioză, să fim într-o înțelegere permanentă și pentru acest aspect putem să ne folosim de diverse remedii pe care, dacă sunteți interesați, puteți să-mi
înscrieți pe Facebook-ul emisiunii și am să vă spun exact care sunt remediile de armonie pentru potențarea sectorului de dragoste. Sectorul de dragoste, sectorul de sud-vest, este specific celor două zodii, maimuță și oaie. Din păcate, anul acesta avem această stea 7, stea de violențe pe acest sector și această stea 7 o putem estompa doar cu ajutorul rinocerului și elefantului albastru. Iată, aici am una dintre amuletele cele mai puternice de estompare a acestei stele, rinocerul și elefantul albastru. Imediat vi arăt, iată-i, rinocerul și elefantul albastru sunt cele două animale extrem de feroce care înlătură energia de violență, energia stelei care vine să ne aducă în structură tot ceea ce înseamnă discordie, despărțire, bătăi, chiar violuri, momente foarte, foarte aprige în structura vieții noastre. Singurul remediu foarte important al acestei stele este elefantul și rinocerul albastru. De ce albastru? Pentru că steaua 7 este o stea de metal și ea este consumată de energia apei. Din acest sens, tot ceea ce veți folosi ca și element apă, veți ști că este împotriva acestei stele 7 de violență. De altfel, steaua 7 amplasată pe sectorul de sud-vest în acest an, din păcate, nu ne ajută foarte tare să potențăm acest sector, sectorul mamei, care, fiind un sector de pământ, în energia stelei 7, care este o stea de metal, și cu energia stelei de apă pentru a estompa energia metalului, este oarecum voalat. De aceea vă recomand ca și voi, mamele, să aveți grijă, la fel ca și tații casei, pentru că e important să vă păstrați sănătatea și să nu intrați în conflicte extrem de violente cu persoanele care, până în momentul de față, au manifestat o energie oarecum de discordie vis-a-vis de voi. În condițiile în care nu veți intra în aceste jocuri de materializare a violenței, veți vedea cum această energie se detașează de voi și veți putea intra în energia armoniei care vă ajută să depășiți acest an. Și eu, de asemenea, fac parte din aceeași categorie și eu sunt oaie și eu m-am însoțit de amuleta rinocerului și a elefantului și brățara cu elefanți albaștri, pentru că nici mie nu-mi place să am această energie de violență asupra vieții mele. Din acest punct de vedere, vă spun că la un moment dat am schimbat geanta și mi-am lăsat amuleta și brățara acasă și atât mi-a trebuit, pentru că am fost predispusă unor evenimente mai puțin plăcute, dar noroc că am știut să gestionez acele evenimente și am reușit să le depășesc fără incidente majore. Și pentru că am vorbit despre toate sectoarele din harta Pacua, iată, am bifat și ultimile două sectoare, sectorul mentorilor și sectorul dragostei și al familiei, am să reiterez școlile de Feng Shui, dar nu înainte de a vorbi despre școala stelelor zburătoare, care împlinește toate cele 5 școli ale Feng Shui-ului, în condițiile în care, vă aduceți aminte, v-am spus că un Feng Shui total este cuprinde toate cele 5 școli ale Feng Shui-ului după învățăturile marei maestre Lilian Tu. Vorbim din nou despre școala stelelor zburătoare, așa cum vă spuneam în emisiunile anterioare, această amplasarea stelelor zburătoare a fost descoperită pe spatele unei broaște. Broasca aceasta având dimensiunile carului mare, iar cele 9 stele zburătoare fiind amplasate pe spatele ei. S-a făcut analogia cu carul mare, bineînțeles, în momentul în care s-a văzut similitudinea dintre amplasarea stelelor și figura care a fost descoperită pe această broască, și în acele condiții s-a descoperit formula magică a calculului stelelor zburătoare în pătratul magic Loshu. Dar iată că deja intrăm în informații de avansați, informații de știință profundă,
profundă în care dacă aș vrea să, chiar dacă aș vrea să vă învăț calculul stelelor zburătoare, ar fi prea multă informație pentru voi la acest moment, pentru că e important să le luăm bucățică cu bucățică, felie cu felie, ca să nu amestecăm lucrurile. Deci despre calculul stelelor zburătoare, despre cum se calculează ele și cum vom folosi stelele perioadei cu steaua apei și steaua muntelui, vom vorbi într-o emisiune poate către sfârșitul anului. Până atunci, cu siguranță vreau să interacționez cu voi, să știu că tot ceea ce v-am transmis până la acel moment este însămânțat bine, este sădit bine și mai departe dă roade extrem de benefice pentru voi. De ce vă spun acest lucru? Pentru că și dacă folosiți doar școala Pacua, da? Harta celor 8 palate, și dacă o folosiți în conjuncție cu școala celor 5 elemente, prin simbioza celor 3 cicluri, ciclul de producție, ciclul de consum și ciclul de distrugere, veți vedea împreună cu școala formei care reprezintă animalele celeste și cu busola care reprezintă tot ceea ce înseamnă primordialul feng shui-ului, veți vedea schimbări majore în structura casei voastre, structura energetică a casei voastre. Mai mult decât atât, știți bine că am vorbit într-una dintre emisiuni despre energia mentorilor și mentorii joacă un rol extrem de important în momentul în care ne amenajăm casa în stil feng shui, și atunci când folosim această energie vom vedea că toate aspectele pe care noi le potențăm le punem în mâinile celor care ne-au învățat și reușim să materializăm ceea ce noi ne dorim cu atâta ardoare. Reiterând școlile feng shui-ului, prima dintre școli este școala busolei, da, și trebuie să fim foarte atenți cum ne luăm punctele cardinale în fața imobilului pentru a vedea orientarea blocului sau orientarea casei și a ști cât de benefic ne este apartamentul sau casa pentru noi. Și în momentul în care spun cât de benefic, mă refer la aspectele date de cele 4 direcții faste și cele 4 direcții nefaste oferite de numărul Qua. O parte dintre voi m-au rugat să vorbim din nou despre numărul Qua și vă voi repovesti ceea ce înseamnă acest număr Qua. Numărul Qua ne descrie direcțiile faste, respectiv 4 dintre ele, care ne descriu direcțiile de sănătate, bogăție și prosperitate, dragoste și creștere personală. Deci acestea sunt cele 4 direcții faste și cele 4 direcții nefaste, care reprezintă celelalte puncte cardinale în funcție de numărul nostru Qua, vom reitera și cum facem calculul acestui număr, pentru că este important ca noi să știm exact ce număr Qua avem. Și vorbim aici de energia de ghinion în ceea ce privește cele 4 direcții nefaste, energia celor 5 fantome, 6 ucideri și energia de pierdere totală. Din păcate, aceste direcții nefaste sunt destul de puternice, mai ales direcția de pierdere totală, în care v-am sfătuit de fiecare dată să nu stați în această direcție, pentru că ea vă va afecta oricum ați face. Și vreau neapărat să vorbim despre cum calculăm acest număr Qua, pentru că informația pe care vi-o dau vreau să fie una completă, doar în momentul în care ne vedem să-mi puneți întrebări punctuale față de ceea ce ați experimentat deja. E important pentru mine să știu că interacțiunea mea cu voi este una foarte activă și dacă îmi scrieți, eu vă voi răspunde în timp util pentru a ca voi să beneficiați de tot ceea ce înseamnă informațiile mele ca și maestru Feng Shui. Deci cum calculăm numărul Qua? Pentru persoanele născute până în 2000, avem o formulă de calcul, până pentru persoanele născute după 2000 încolo vom avea o formulă un pic modificată. Foarte important este să știți anul nașterii voastre, pentru că din ultimile două cifre ale anului de naștere vom aduna, de exemplu, dau un exemplu, 1952, da?
5 și cu 2, 7, dacă persoana căreia îi calculăm este femeie, vom aduna suma cifrelor celor două din coada anului, adică 5 și cu 2, 7, vom aduna cu cifra 5, ne va da 12, adunăm din nou 1 și cu 2 și ne dă numărul 3. Deci pentru o persoană născută în anul 1952, numărul CoA este cifra 3. Iar pentru persoanele născute în, am dat doar un exemplu, puteți să vă calculați acum singuri numărul vostru CoA și să fiți foarte atenți pentru că am să vă povestesc pentru fiecare cifră în parte de la 1 la 9, ceea ce reprezintă direcțiile de faste și nefaste. Deci, pentru bărbați, în momentul în care calculăm ultimile două cifre, respectiv dau un alt exemplu, un bărbat născut în 1968, da? În 68 vom aduna 6 și cu 8, 14, 4 și cu 1, 5, da? Și avem cifra 5 pe care o vom scădea din numărul 10. În condițiile acestea vom avea ca și rezultat cifra 5. Ce se întâmplă cu această cifră 5? Știm foarte bine că această cifră 5 reprezintă cifra dezastrelor, steaua dezastrelor, o stea care nu ne avantajează. Ei bine, asiaticii au considerat că dacă rezultatul formulei numărului CoA este cifra 5, atât pentru femei cât și pentru bărbați, au transformat-o pentru bărbați în numărul 2, iar pentru femei în numărul 8. Foarte important de ținut minte acest aspect, iar după pauză vă vom vorbi despre calculul numărului CoA pentru persoanele născute după anul 2000. Am revenit cu numărul CoA, am discutat pe îndelete despre cum calculăm numărul CoA pentru persoanele născute până în anul 2000, număr care ne arată cele patru direcții favorabile și cele patru direcții mai puțin favorabile. Iată, pentru persoanele născute după anul 2000, avem o formulă un pic modificată, respectiv, pentru femei vom aduna rezultatul sumei celor două cifre din coada anului cu numărul 6, iar pentru bărbați vom scădea rezultatul sumei celor două cifre din coada anului din 9. Hai să luăm și un exemplu. O persoană născută în anul 2007, da? Dăm un exemplu, de sex feminin, va avea 7 și cu 6, 13, 3 și cu 1, 4. Deci va avea numărul CoA, numărul 4. Iar pentru o persoană de sex masculin, luăm un alt exemplu, în 2012, de exemplu, 2012 adunăm 1 și cu 2, 3, 9 minus 3, avem 6 și în condițiile acestea știm foarte bine că vom raporta direcțiile faste și nefaste la cifra 6. Bun, și pentru că v-am promis că vom trece în revistă direcțiile faste și mai puțin faste pentru cele două grupe, pentru că numărul CoA se împarte în două grupe, grupa estică și grupa vestică, vom începe cu grupa estică, în care numerele specifice sunt 1, 3, 4 și 9, iar grupa estică este reprezentată de numerele 2, 5, 6, 7 și 8. Reiterez faptul că direcțiile
faste sunt reprezentate de direcția de bogăție, direcția de sănătate, direcția de dragoste și cea de creștere personală. Iar cele patru direcții nefaste sunt reprezentate de direcția de ghinion, direcția de cinci fantome, direcția de șase ucideri și direcția de pierdere totală. Deci, pentru coa număr 1, avem direcția de bogăție, sectorul de sud-est, avem direcția de sănătate, sectorul de est, avem direcția de dragoste, sectorul de sud și avem direcția de creștere personală, sectorul de nord. Pentru cele patru direcții mai puțin faste, avem așa, direcția de ghinion este reprezentată de sectorul vestic, direcția de cinci stafii sau cinci fantome este reprezentată de sectorul de nord-est, direcția de șase ucideri este reprezentată de sectorul de nord-vest, iar direcția de pierdere totală este reprezentată de sectorul de sud-vest. Pentru numărul coa 2, avem direcția de bogăție nord-est, direcția de sănătate vest, direcția de dragoste nord-vest și direcția de creștere personală sud-vest. Pentru cele patru direcții nefaste, direcția de ghinion este estul, direcția de cinci stafii este sud-estul, direcția de șase ucideri este sudul și direcția de pierdere totală este nordul. Pentru număr coa 3, avem direcția de bogăție, direcțiile faste, direcția de bogăție sud, direcția de sănătate nord, direcția de dragoste sud-est și direcția de creștere personală est. Direcțiile de nefaste reprezentate de ghinion, direcția de nord-vest, direcția de 5 stafii, direcția de sud-vest, direcția 6 ucideri, direcția vest și direcția de pierdere totală reprezentată de punctul cardinal nord-est. Așa cum vă spuneam în prima parte a emisiunii, numărul 5 a fost considerat un număr total nefast și a fost înlocuit pentru bărbați cu numărul 2, iar pentru femei cu numărul 8. Deci, direcția reprezentată de sectorul cu numărul 5 dispare, el fiind înlocuit de cele pe numărul 2 și numărul 8. Am ajuns la la numărul coa 6. Suntem la numărul coa 6 în condiția în care numărul coa 6 face parte din grupa vestică. Vom avea așa, direcțiile faste, sectorul de vest reprezintă bogăția, sectorul de nord-est reprezintă sănătatea, sectorul de sud-vest reprezintă dragostea și sectorul de nord-vest reprezintă creșterea personală. Pentru numărul coa 6, cele patru direcții nefaste sunt: sectorul de sud-est reprezintă direcția de ghinion, sectorul de est reprezintă direcția de cinci stafii, sectorul de nord reprezintă șase ucideri și sectorul de sud reprezintă pierdere totală. Pentru numărul coa 7, care face parte tot din sectorul vestic, toate aceste direcții faste și nefaste sunt similare, adică sunt compatibile. De aceea v-aș putea spune că în momentul în care vă alegeți un partener de viață, ar fi bine să vedeți dacă sunteți compatibili pe numărul coa, pentru că la un moment dat, dacă această compatibilitate nu este complementară și este disfuncțională, veți constata că nu veți mai putea dormi la un moment dat în același pat. Nu ne dorim ca în energia cuplului să existe despărțire fizică, de aceea puteți să faceți acest mic calcul care vă ajută să vedeți cât sunteți de compatibili în ceea ce privește direcțiile faste și nefaste. Revenim la numărul 7, număr coa 7, și avem direcțiile faste pe sectorul nord-vest, sector de bogăție, sectorul de sud-vest, sector de sănătate, sectorul de nord-est, avem sectorul de dragoste și sectorul de vest, avem creșterea personală. În ceea ce privește cele patru direcții nefaste, vorbim despre sectorul nordic, sector de ghinion, sectorul de sud reprezentat de energia celor cinci stafii, sectorul de est reprezentat de cele șase ucideri și sectorul de sud-est, pierdere totală. Am ajuns, iată, în sfârșit la numărul 8, care înlocuiește numărul 5 pentru femei.
Și avem așa, sectoarele aparținând aspectelor pozitive sunt reprezentate de: punctul cardinal sud-vest reprezintă bogăția, punctul cardinal nord-vest reprezintă sănătatea, sectorul de vest reprezintă dragostea, iar sectorul de nord-est reprezintă creșterea personală. În ceea ce privește aspectele mai puțin faste, vorbim despre sectorul de sud reprezentat de sectorul de ghinion, sectorul de nord reprezentat de cele 5 fantome, sectorul de est reprezentat de energia celor 6 ucideri și sectorul de sud-est reprezentat de energia pierderii totale. Și mai avem ultimul număr qua, numărul 9, care face parte din grupa estică, și iar cele patru direcții faste sunt: sectorul de est reprezintă energia bogăției, sectorul de sud-est reprezintă energia sănătății, sectorul de nord reprezintă energia dragostei, iar sectorul de sud reprezintă energia de creștere personală. În ceea ce privește cele patru direcții nefaste, avem sectorul de nord-est reprezentând ghinionul, sectorul de vest reprezentând energia celor 5 stafiri, sectorul de sud-vest reprezentând energia celor 6 ucideri și sectorul de nord-vest reprezentând energia de pierdere totală. Acum, iată, știți care sunt toate acele sectoare care vă pot ajuta în potențarea locului vostru de muncă, în așezarea voastră la biroul la care urmează să creați, în momentul în care luați masa, în momentul în care faceți o negociere. Foarte important este să conștientizați că aceste sectoare reprezintă direcția de orientare, nu direcția de ședere, având în vedere că avem două tipuri de direcții și dacă nu știți care este diferența dintre cele două direcții, puteți să înscrieți pe Facebook-ul emisiunii și am să vă spun exact cum puteți atrage aceste energii și ce reprezintă ele. Bineînțeles că mi-am dorit să vă dau cât mai mult din spectrul cunoașterii mele și în această emisiune mi se pare că nu reușesc să termin ceea ce vreau să vă transmit, dar vă promit că mă străduiesc în timpul în care, pe care îl mai avem să vorbim despre aspectele de potențare a sectorului de sud-est, sectorul de prosperitate. O parte din cursanții mei m-au întrebat cum se potrivește sectorul de bogăție pe care fiecare dintre noi îl avem dat de numărul QA cu sectorul de prosperitate dat în harta PACUA. Sunt două sisteme total diferite, dar complementare. Vom ține cont în permanență de numărul QA pentru că el este aproape de structura noastră, dar reprezintă ceea ce noi emanăm, iar structura energetică a casei va fi impregnată de amprenta hărții PACUA cu harta celor 8 aspirații sau acelor 8 palate. Revenind la stelele zburătoare, pentru că v-am rămas datoare cu câteva detalii vis-a-vis de stelele zburătoare, aș vrea să vă aduc aminte faptul că fiecare dintre aceste stele zburătoare reprezintă câte ceva și este specifică unui element în parte. Foarte rapid vreau să le trecem în revistă ca să putem să mai discutăm și despre aspectele de bogăție și prosperitate pe care le avem în casa noastră. Deci, vreau să vă aduc aminte că steaua 1, care se află anul acesta pe centrul astrogramei, este o stea de victorie, o stea de începuturi, reprezentată de elementul apă. Este o stea de apă. Steaua 2 este o stea de pământ, o stea în care, din păcate, energia noastră se scurge, este o stea de boală. Anul acesta se află pe sectorul de nord-vest, sunt afectați de această stea mistrețul și câinele. Mai departe, steaua 3 este o stea de discordie, este o stea de lemn, care anul acesta se află pe sectorul vestic, afectând cocoșul. Steaua 4 este o stea de dragoste, o stea benefică, în conjuncția în care, la un anumit moment dat, se află tot lângă o stea benefică sau, dacă se află lângă o stea mai puțin benefică, conotația ei energetică se va transforma într-o stea nefastă. Deci, steaua 4 este tot o stea de lemn. Anul acesta, tigrul și bivolul beneficiază de această energie de iubire. Steaua 5 este o stea
de pământ, o stea de dezastre, care ne aduce dizolvarea tuturor aspectelor în care noi ne-am pus bază. Din păcate, este o stea foarte nocivă. Avem nevoie de susținere puternică pentru a înlătura această stea. Dar nu vă faceți probleme, pentru fiecare dintre aceste stele există remedii, există potențarea energiei benefice și estomparea energiei mai puțin benefice. Deci ceea ce ne interesează este să putem creiona o evoluție pozitivă în funcție nu numai de stelele care se așează în astrograma noastră, dar și de stelele anului. Anul acesta, steaua 5 afectează zodia Cal și se află în sectorul sudic. Steaua 6 este o stea albă, o stea de prosperitate divină, de noroc divin, pardon, care ne aduce o energie extraordinară, este o stea de metal, o putem potența cu ajutorul pământului, după cum știți, pământul produce metal. Și anul acesta, pe această stea 6, se află șobolanul. Mai departe, steaua 7 este o stea neagră, este o stea de violențe, discordie, certuri, tot ceea ce înseamnă parte de hărțuire, violuri. Din păcate, această stea 7 se află anul acesta pe sectorul de sud-vest. Este și tot o stea de metal, la fel ca și steaua 7, și se estompează cu ajutorul apei. Steaua 8 este și ea o stea albă, o stea de prosperitate divină, o stea care ne aduce extrem de multe beneficii. Anul acesta se află pe sectorul estic, sectorul iepurelui. Și mai avem într-un final steaua 9, care este o stea de multiplicare, este o stea fastă dacă se află în conjuncția unor stele faste și o stea nefastă dacă se află în conjuncție cu stele nefaste. Reprezintă elementul foc și ea multiplică tot ceea ce înconjoară. Anul acesta pe steaua 9 se află șarpele și dragonul, drept pentru care aceste două zodii sunt predispuse la multiplicarea tuturor lucrurilor pe care le întreprind. Deci iată, am reușit să traversăm și o mică parte din analiza stelelor zburătoare și mai avem o bucățică în care vom vorbi despre cum potențăm prosperitatea pe sectorul de sud-est. Vă spuneam că sectorul de sud-est este sectorul de prosperitate, este un sector de lemn care beneficiază anul acesta de o energie benefică, o energie a stelei nouă, deci toată lumea beneficiază în acest an de posibilitatea multiplicării veniturilor. Cum ne multiplicăm aceste venituri? Lilian Tu a venit cu un remediu extraordinar de frumos. Este vorba despre o fântână cu un fir de bambus din care curge apă yang, adică apă vie. Vorbim despre amplasarea în premieră a unei fântâni pe acest sector, având în vedere că în alți ani pe acest sector s-au aflat alte stele care nu puteau fi potențate cu ajutorul apei. Iată sectorul de lemn, știm că în ciclul celor 5 elemente apa hrănește lemnul. De aceea și această fântână pe care a promovat-o Marea Maestră este o fântână în care vom regăsi atât element lemn cât și element apă, respectiv culoarea negru. Dacă vom avea o fântână de bani, va fi în totalitate neagră și absolut obligatoriu va avea ceva care va învârti apa. Adică vă știți foarte bine acele fântâni sub formă de morișcă, acele fântâni care au o bilă care se tot învârte și plimbă apa, acelea sunt fântânile de bani, de multiplicare a prosperității, materialității și fântâni care ne ajută pe noi să ne atragem venituri suplimentare. Mai mult decât atât, bineînțeles că pe acest sector putem amplasa 9 bambuși care multiplică energia lemnului, fiind extrem de benefic lemnul în acest sector anul acesta, nu numai pentru șarpe și dragon, dar pentru toată lumea care primește oportunitățile de dezvoltare în materie de afaceri, carieră, business și așa mai departe. V-am pregătit câteva dintre amuletele cele mai importante pentru atragerea prosperității pe acest sector. Implicit, în momentul în care veți potența acest sector, veți simți efecte
zilnice asupra vieții voastre în manifestarea lucrurilor pe care voi le aveți în viață. Iată amuleta de prosperitate. Această amuletă vine să aducă energia stindardului victoriei. Iată cele două stindarde de victorie cu mantră de manifestare și cu pepitele, iată pepitele, care reprezintă simbolul bunăstării, al materialității tuturor lucrurilor pe care noi ni le dorim. Pe partea cealaltă avem de altfel alte două stindarde, da, care vin să completeze mantra de protecție a veniturilor familiei și vasul prosperității care este purtat de către Piao. Piao fiind cel care, animalul de companie al Taisuiului, care ne aduce, după cum știți, energia scolastică în acest an. Deci, revenim la ceea ce am discutat în emisiunea anterioară, spunându-vă că dacă vreți anul acesta să multiplicați banii pe care îi aveți, folosiți-vă de energia scolastică, mergeți la cursuri, informați-vă, educați-vă suplimentar, chiar dacă sunteți masteranzi, aveți 7 MBA-uri în portofoliu, nu contează, faceți un curs suplimentar de dezvoltare personală, veniți să transmiteți mai departe informațiile pe care voi le aveți, deci fiți implicați în cel puțin o activitate de tip învățătură permanent, adică pe tot parcursul vieții. Ceea ce ne dă această satisfacție extraordinară este faptul că acum, iată, tot ceea ce învățăm se multiplică și se materializează în venituri suplimentare. Până acum am învățat că la un moment dat să avem niște rezultate. Anul acesta rezultatele nu întârzie să apară, deci vor veni extraordinar de repede în momentul în care voi vă veți implica în aceste cursuri pe care le face pentru voi. Pentru că vorbim tot de energia aceasta a prosperității, iată sacul de bani, care și el de asemenea are mantra de manifestare pe el, vine să ne aducă venituri suplimentare în permanență. Pe lângă faptul că este foarte puternic, este și foarte frumos, el aduce tot ceea ce înseamnă energia materialității în structura noastră și în momentul în care îl potențăm, da, ținându-l între palmele noastre, vom avea rezultate pe măsură. Este vorba despre multiplicarea veniturilor noastre de unde, de neunde. Deci nu ne facem planuri că avem de încasat de la X, Y, Z. Știm doar că la un moment dat acest remediu, această amuletă va funcționa astfel încât să ne multiplice veniturile și fără să ne dăm seama, fără să știm de unde el ne va aduce venituri suplimentare. Ultima amuletă pe care mi-am propus să vi-o prezint în această seară este amuleta primăverii, amuleta de lapciun. În acest an avem 2 lapciuni. Iată, este și foarte, foarte frumoasă. Are în acest colț energia cocoșului, da? Nu știu cât de bine se vede, sper să se vadă. Faptul că cocoșul vine cu forța și vitalitatea ruiului, cu nodul mistic tibetan și cu cele 3 flori de dragoste care înlătură orice fel de animozitate. Iată, pe partea cealaltă avem zodiacul chinezesc, care ne arată că vedetele acestui an sunt bivolul și șobolanul, șobolanul aflându-se pe spatele bivolului, șobolanul având steaua 6, bivolul având steaua 4 și un ceart extraordinar de frumos. Deci această amuletă de primăvară, amuleta cu lapciun, multiplică tot ceea ce noi până în momentul de față am considerat că nu avem manifestat încă din plin în structura noastră energetică. Și pentru că am reușit să ne încadrăm în timp și pentru că încă mai avem câteva minute, am să vă rog să fiți încă alături de mine, având în vedere că data trecută n-am reușit să dezvoltăm foarte, foarte mult aspectele de sănătate. Vreau să vă spun că aceste aspecte de sănătate le puteți potența în primul rând din interiorul vostru,
cu ajutorul amuletelor de susținere. M-au întrebat diverse persoane de ce am nevoie neapărat de aceste amulete. Nu pot eu să îmi așez viața așa cum îmi doresc, fără să mă mai folosesc de aceste amulete? Răspunsul este da. Puteți să fiți voi propriul vostru remediu în condițiile în care sunteți într-o serenitate permanentă. Ce înseamnă această serenitate permanentă? Înseamnă că nu aveți voie să vă enervați, nu aveți voie să intrați în contradictoriu cu nimeni, nu aveți voie să transmiteți gânduri de judecată față de ceilalți, nu puteți să emiteți energie negativă. Deci toate aceste aspecte vă influențează negativ soarta voastră, drept pentru care, având în vedere că noi avem totuși o personalitate oscilatorie și că nu trăim în creierii munților printre copaci și izvoare, line și într-o atmosferă extraordinară de pace și armonie fantastică și că trăim în tumultul acestor orașe care ne consumă din păcate și ne arată că nu suntem perfecți, da? Că va trebui să interacționăm la un anumit moment, mai mult sau mai puțin pozitiv, cu persoanele care nu ne sunt pe aceeași undă vibrațională. E, iată, aici vine momentul în care spunem, domne, am nevoie de un susținător. Am nevoie de acea energie care să mă ajute să depășesc starea mea de tensiune interioară. Și atunci remediile, amuletele, brățările amulete, tot ceea ce noi purtăm, vin ca și catalizator al acestor energii și susțin această energie la nivelul maxim la care eu aș susține-o dacă aș fi în acea serenitate extraordinară. Deci ceea ce vă spun este că avem nevoie de ele pentru ca noi să reușim să ne echilibrăm forța noastră vitală pe de altă parte, pentru că în momentul în care pe ele le încărcăm, știm bine că vor funcționa în interesul nostru la cote maxime. Atât am avut să vă spun în această seară. Mă bucur foarte mult că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc din nou pentru prezența voastră în fața micilor ecrane și vă aștept joia viitoare cu informații suplimentare despre cum ne potențăm sectorul de dragoste. Foarte important, în săptămâna viitoare vom vorbi despre iubire, despre sectorul dragostei și despre cum atragem partenerul ideal. Vă mulțumesc și vă spun, totul este Feng Shui.